nome Piața. Este ca o minune. Este un fel de cântec clopoței în care întâlnim și pauzele. Fie ca Domnul să vă ajute să treceți mai departe. Le-aș dori ca toată viața lor să fie ca o lună de miere. Cred că abia așteaptă să înceapă. Și copil la fel de frumos ca voi. Voluntarii mirese sunt persoanele care au fost numite.
copiilor. Aș vrea în primul rând să încurajăm printr-o tură de aplauze serioase de acești curajoși voluntari să creeze o mică scenetă. Dar să că vă dau și tema, nu așa aiurea. Dacă ați putea să reprezentați în mod, să dramatizați prietenia voastră cu mirele, respectiv cu mireasa, veți încerca să ne arătați viața de burlăcie, a fosta viața de burlăcie, a mirelui și a miresei. Da? Acum, știți că orice concurs nu are farme dacă nu există o miză, da? Ceva care să-i motiveze. Vreau să spun că există un premiu. Dacă să existe o deliberare corectă, avem nevoie de un juriu. Și acum aș vrea să propun și dumneavoastră ca și invitat să fiți de acord sau să nu fiți de acord prin aplauzele dumneavoastră. Aș propune ca și juriu să dea notă celor două echipe pe tații mirilor. Domnul frate Dragomai și fratele Diaconu. Nu și nici pauzile despre ce-i vorba, dar vă mai scriu o dată. Deci, avem aici două echipe care vor susține pe miri în această zi. Ei vor trebui să concureze. Dumneavoastră veți fi juriul care va da notă și veți delibera cine va câștiga acest concurs. Prima probă constă în a crea o mică scenetă despre viața de burlăcie a celor noi care se căsătoresc. Deci, juriu, vă rugăm să urmăriți cu atenție. Echipele, vă rog să vă retrageți într-un colț undeva. În sensul că o discuție... Un copil de 10 ani a spus că să provin de la o discuție telefonică. Da. El poate să joace pe rolul unui lider mare care sună și o ia la tost. Nu reale, deci nu. Deci ceva... El ne poate să fie Andreea. Andreea s-o ia la tost pe Aliș. Un copil de 4 ani se pune așa. Dragostea este ceea ce te face să zâmbești atunci când ești obosit. O fetiță de 4 ani spune. Este dragoste când o fată se parfumează, un băiat se dă cu aftershave, ies împreună și... și se miros reciproc. Un băiețel de 5 ani a spus așa. Este vorba de iubire atunci când mănânci în oraș și îi dai cuiva cei mai mulți dintre cartofii tăi prăjiți, fără să cer în schimb cartofii lui. Mami îi face cafeaua lui tati și ia o vizitură înainte de a-i o da. Pentru a se asigura că este ok.